Extraterestru negru și-a tăiat două degete pentru ca mâna să arate ca o gheară. În ciuda faptului că Lofredo a suferit o serie de intervenții chirurgicale, el a dezvăluit că este încă la 35% din drumul său spre obiectivul de a deveni un extraterestru negru. Lofredo și-a îndepărtat două degete de la mână pentru a avea gheare ca un alien. Recent, el și-a îndepărtat și buza superioară. Ulterior, el a mărturisit că acum se chinuie să vorbească. El a mai spus că visează să-și îndepărteze pielea în întregime și să o înlocuiască cu metal și a enumerat brațele, picioarele și degetele împreună cu ceafa ca fiind următoarele părți ale corpului pe care vrea să le modifice.